Stimați cetățenii Republicii Moldova, stimați moldoveni, vin dintr-o familie de oameni simpli, oameni educați, sunt a treia generație de agricultori și facem agricultura nu pentru că este business, ci pentru că este un mod de viață. Vin din Europa, zic așa, din lumea civilizată, m-am săturat sub pretextul cuvântului Europa să văd că noi sărăcim pe zi ce trece, suntem prostiți, mințiți și cel mai grav, nu ni se dă voie să lucrăm. Cineva din afară vine și face banii în țară pe spatele nostru și tot noi suntem făcuți milionari, miliardari și așa mai departe. Eu consider că treaba asta ajunge și am îndreptat ochii spre domnul Renat și spre echipa lui și spre ideile pe care dânsul urmează să le implementeze și la moment este singura persoană politică care, uitați că se ține de cuvânt în ceea ce ține modalitatea de a asculta agricultorul, vocea lui și așa mai departe. Uitați, dânsul astăzi oficial face primul pas în desemnarea mea și am onoarea să fiu alături de el în ceea ce ține consilier pe probleme agricole. Vreau să vă repet că în spatele meu, nu neapărat că este o echipă, dar eu în primul rând sunt portavocea agriculturii din Republica Moldova și care trebuie să aducă contribuție substanțială acestei țări în ceea ce ține dezvoltarea ei. Stimații mei, cred că e timpul să începem să vorbim, trebuie să luptăm pentru Moldova, pentru bunăstarea acestei țări, pentru că degeaba luptăm să asfaltăm străzi din bani împrumutați când la noi lumea pleacă. Cine o să meargă pe aceste străzi? De aceea este nevoie de a implementa radical idei, de a implementa radical proiecte atât în agricultură cât și în alte domenii, dar pentru a putea implementa aceste idei avem nevoie de un om care să ne asculte, avem nevoie de manageri în țara asta, nu de directori puși pe cumătrisme și fără eficiență. Foarte important este că a venit momentul oamenilor simpli, pentru că esența acestei țări suntem noi, cei care suntem aici și o să luptăm să vină acasă cei care au părăsit această țară nu de bine, care au părăsit această țară de nevoile, care i-a scufundat în datorii și în stingerea speranței de a trăi în această țară. Noi trebuie să arătăm că lumința la capătul tunelului este. La momentul de față, el este reprezentat de domnul Renat Usatăi. Trebuie să mergem spre această luminiță, nu mai avem ce pierde. Și țara am văzut cum a fost condusă de ceilalți. E timpul să fie condusă de oameni care nu au fost acolo. Șansele sunt mari. Luptăm împreună. Sănătate!